Ursulețul rătăcit. Ursulețului Toto îi plăcea foarte mult să privească urmele rămase în zăpadă. Printre altele, recunoștea întotdeauna, cu ușurință, amprentele tălpilor uriașe ale tatălui său. Apoi, le deosebea de asemenea pe cele ale prietenului său, măcăleandrul Gât Roșu, care venea des ca să ciugulească firimiturile pe care îi le arunca în grădină. În această dimineață însă, Toto observă niște urme care nu îi păreau deloc cunoscute. Să fi fost urmele saniei lui Moș Crăciun? Entuziasmat, se hotărâ să vadă unde duc. Așa că întinse portița spre grădină și porni în prima sa mare aventură. Nu-i spusese nimic mamei, fiindcă se gândi că e suficient de mare încât să facă și singur o plimbare. Privind în urmă, văzu că și urmele sale micuțe rămân în zăpada pufoasă, ceea ce i se păru foarte amuzant. Apoi, sub un brad mare, ursulețul Toto recunoscu urmele unei veverițe. Se opri un pic pentru a cerceta mai atent împrejurimile. Deodată, începu din nou să ningă. Micile steluțe albe, la început ușoare ca un puf, se transformară repede în niște fulgi de nea grei și apoși. Când se uită în urmă, spre casă, nu mai văzu nici măcar o urmă în zăpadă. Și în față era la fel. De fapt, de jur împrejurul lui, totul era alb și uniform. Neaua acoperise tot. Nu prea știa unde se află și asta îl cam neliniștea. Văzând că zăpada continuă să cadă, i se făcu teamă și începu să plângă. Tocmai când se simțea singur și pierdut, o mână îl atinse blând pe umăr. Era domnul Vulpescu, poștașul, care ieșise să schieze. Ăsta da noroc. Domnul Vulpescu era foarte drăguț și avea mereu caramele în buzunar. Cum împărțise deja toate scrisorile, îl instală confortabil pe Toto în rucsacul încăpător și călduros pe care îl purta mereu în spate și care acum era gol. Toto se simțea foarte bine acum, dar se gândea că trebuie să ajungă acasă înainte ca mama lui să se îngrijoreze și mai mult. Pe drum, Toto descoperi că e foarte palpitant să schiezi și, privind în urmă, mai făcu o descoperire neașteptată. Schiurile domnului Vulpescu lăsau pe zăpadă urme identice cu cele ale saniei lui Moș Crăciun. Wow, ce aventură! Acasă, mama îl întâmpină îngrijorată, dar nu mormăi nimic către micul Toto. Se temuse atât de mult să nu fi pățit ceva, încât nu putea decât să-l îmbrățișeze și să se bucure de revedere. Domnul Vulpescu promise că îl va mai lua pe Toto la plimbare și cu altă ocazie, dar doar cu permisiunea mamei, bineînțeles. Și uite așa, până la urmă, Toto se declară mulțumit. Chiar dacă nu-l întâlni pe Moș Crăciun, mergând după urme, a avut parte de o aventură palpitantă.